mergând pe aceeași linie, încep să mintă din ce în ce mai mult, încep să manipuleze, încep să arunce în spațiu public tot felul de lucruri absolut neadevărate, cărora o să vreau să le răspund într-o primă expunere și ulterior o să vă rog să-mi acordați permisiunea de a spune câteva lucruri despre cei care se doresc a fi primari ai municipiului Târgu Ocniște. Voi începe cu un subiect legat de ziua de duminică. Duminică avem alegerile locale. Potrivit normelor legale în vigoare, mai exact hotărârea numărul 577 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizării și desfășurării alegerilor locale din anul 2020, guvernul, prin ministere, prin reprezentanții în teritoriu, trebuie să asigure anumite lucruri pentru desfășurarea votului în condiții de pandemie. Mănuși, dezinfectanți, măști și așa mai departe. Cu numai cu mai puțin de o săptămână înainte de ziua votului, primim de la instituția prefectului această adresă. Prin care ni se spune așa: având în vedere prevederile HC 577, vă informăm că vor fi distribuite materiale de protecție sanitară după cum urmează. Câte 5 măști pentru președintele opțitor, membri ai biroului, câte o mască pentru personalul tehnic al biroului electoral al secțiilor de votare, atenție, un număr de 11.935 de măști pentru alegători. Din 76.122 de alegători înscriși pe lista electorală permanentă la Târgu Ocniște. Cum facem, domnul prefect? Cum împărțim măștile? Unul da, patru nu? Că așa, cam așa e proporția. De fapt, unul da, cinci nu. Asta facem? Domnul Orban anunța în urmă cu aproximativ o lună că a lansat licitația, că achiziționează măști, că totul va fi extraordinar. Cu nici o săptămână înainte de alegeri, informează primăriile că nu pot asigura măști decât pentru 15% din alegători. Iarăși discutăm de un caz de irresponsabilitate. Noi la Târgu Ocniște suntem obișnuiți cu chestiunea aceasta, în contextul în care, pentru debutul anului școlar, am fost singura unitate administrativ teritorială din Dâmbovița care nu a primit niciun ban. De parcă la Târgu Ocniște nu a început școala. A început în condiții bune, dar nu mulțumită guvernului, ci prin eforturile comunității locale. Da? Revenim. Dacă n-ar fi fost semnată și însușită de toată lumea, aș fi crezut că e o glumă. În acest context însă, vreau să-i asigur pe toți târgoviștenii că primăria municipiului Târgu Ocniște va asigura diferența de măști, astfel încât procesul electoral să se desfășoare în condiții de deplină siguranță. Așa că vom asigura pentru fiecare membru al biroului electoral 5 perechi de mănuși, cel puțin 5 perechi de mănuși pentru ziua votului, astfel încât manipularea ștampilelor, materialul electoral și așa mai departe să facă în condiții de siguranță. Așa cum vom asigura și dezinfectanți și vom, pentru ziua votului, și vom dezinfecta temeinic toate secțiile de votare din municipiul Târgu Ocniște. Însă, bătaia de joc rămâne. Disprețul rămâne. Punerea în dificultate a comunităților locale rămâne. Repet, 11.935 de măști pentru alegători din 76.122 alegători cu drept de vot pe liste electorale permanente din municipiul Târgu Ocniște.